Dumneavoastră aveți această întrebare. Oare există Dumnezeu? Sfântul Dimitrie ne spune că El există. De ce? Un om care n-a existat și n-a interesat pe nimeni, un om care n-a făcut obiectul vreunui interes public, a ajuns să fie scos în evidență de harul și de lucrarea lui Dumnezeu. Deci, atâta timp cât Dumnezeu face din nimic totul, atâta timp cât Dumnezeu face din mic mare, atâta timp cât Dumnezeu face din simplu, ultracompus și extraordinar de frumos, de important, de mare și de folositor, înseamnă că El există. Sfântul Antonie, când a fost întrebat de unde se inspiră, tot un om fără carte, a spus așa: cerul și pământul sunt cărțile mele. Și atunci și Sfântul Dimitrie a ales ca cerul și pământul să fie cărțile lui. Ridicând ochii la cer, a învățat legea cea sfântă, plecându-și ochii în pământ, a învățat cele smerite. Singura chestiune frumoasă și interesantă din viața lui, care marchează modul de gândire firesc și de bunătate a inimii, pe când era cu vacile și umblând prin câmpia pe unde le păștea, din greșeală a călcat peste un cuibușor cu pui și i-a ucis. Nu i-a simțit sub papuc când a călcat acolo în iarbă, unde avea pasărea scurs puii. Și de atunci și-a luat canon să umble desculți toată viața. Interesant. Spun lucrul acesta ca să înțelegeți că nu miile de mătănii sau miile de psaltiri sau miile de ceaslove sau miile de acatiste ne sfințesc. Jertfa lui Dumnezeu rămâne din nou aceeași. Adu Domnului roada buzelor tale și va fi jertfă bine primită. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Deci jertfa lui Dumnezeu, inima înfrântă și smerită. Cei care poartă numele Dimitrie sau Dumitru, pentru că îi sărbătorim pe ambii, sănătate, bucurie, binecuvântare, har, spor duhovnicesc, ferire de primejdi și acoperire de Dumnezeu și la mulți ani, cum spunem noi în termen tradițional, să aveți icoana Sfântului Dimitrie, candela Sfântului Dimitrie, candela cuviosului Dimitrie, depinde de starea sufletească unde vă regăsiți mai bine din punct de vedere al credinței. Poate unii sunt mai bărbătoși și iubesc ucenicia, poate unii sunt mai cuvioși și iubesc duhovnicia. Și să urmăm acestor fapte simple și smerite, că nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, iar Iisus Hristos ne spune așa: cel ce își pune viața pentru mine și Evanghelia mea, își va câștiga sufletul. Iar cel ce își cruță sufletul și se rușinează de mine și de Evanghelia mea, și eu mă voi rușina de el în slava Tatălui, când voi fi cu Sfinții Îngeri. Și aici vă dau două exemple de final simple. Un tânăr bogat care păzea poruncile s-a întors întristat de la Hristos, că avea prea multe averi și nu le putea lăsa lui Dumnezeu să slujească lui, și atunci cumva s-a întors spre lume. Nu știm dacă erau numai bogății materiale sau și intelectuale și spirituale și duhovnicești și sufletești. Și un Dimitrie Basarabov, care n-avea nici după ce bea apă și nici haine să se îmbrace, i-a dat lui Hristos o inimă înfrântă și smerită și astăzi strălucește ca un crin duhovnicesc ocrotitor în Arhiepiscopia Munteniei, fiind ocrotitorul creștinilor munteni. Amin și Doamne ajută!